deja, intenția nu a fost de a scrie o carte, am un blog de câțiva ani, acolo am început să postez câteva episoade, eu scriam cu totul alt registru, deci dacă aș fi avut de gând vreodată să scriu o carte, ar fi fost cu totul alt, așa, mintea mea de acum jumătate de an. Nu are rost acum să detaliez cum am scris, de ce am scris, citind cartea vă veți da singur niște răspunsuri. Cert este că de Brașov mă leagă în momentul acesta două lucruri. Mi-am duc aminte de acum ceva timp când eram un reporter înfocat, am venit să fac un documentar despre evenimentele din 1587 și iată, întâmplarea face să am lansare în aceea zi. Eu am mers mult pe documentare pe evenimente foarte importante, de la Revoluție încoace, Cătălin știe, anchete și unul din cele mai reușite documentare pe care l-am făcut la Antena 1 a fost cel despre Brașov 87. Al doilea este Petronela Rotar. Petronela este una dintre puținele persoane care știa, nu că aveam de gând să scriu o carte, că v-am spus nu aveam de gând. Cel care m-a tot împolit era un scriitor, este de fapt Alexandru Petria. Eu nu-l cunosc decât virtual, voi avea plăcerea să-l cunosc la Gaudeamus, chiar sâmbăta viitoare, însă ea îmi spunea, Corina, îmi urmărea episoadele, dar tu nu vrei totuși să scrii o carte, dar mai gândește-te, că zic, nu, domnule, stai să... Bun. La un moment dat am vorbat-o pe Petronela în privat, uite ce îmi zice Petria, să scriu o carte. Păi zice, să știi că și eu ți-aș fi spus același lucru. În fine, Petronela este una dintre scriitorii care mi-a făcut și recenzia la carte. Eu am stat cu sufletul la gură să văd ce spune despre final. Finalul nu știa nimeni. Cartea a fost scrisă așa într-un fel de real time. Și am avut un pic de emoție până mi-a dat ea răspuns. Era foarte prinsă cu... avea și ea romanul ei, avea și ea lansările ei. Și mi-a spus, este un final care îmi place, care mie personal îmi place foarte mult. Este un final neașteptat și mi-a mers la suflet. Ce pot să vă spun? Citiți această carte pentru că o să râdeți mult și, așa cum spunea Petrona, nu numai că va ieși Ponta sau oricum, noi trebuie să nu uităm să râdem. Românii, cred că în ultima vreme, au uitat să zâmbească. Aștept feedback-uri de la... Mă găsiți pe Facebook cei care nu aveți încă în listă, apropo de scriitor, scriitor de succes, Corina Ozon.